perioada în care România, asta e, chiar și atunci când eram, hai să zic, adversari politici, am recunoscut-o că în perioada respectivă România a cunoscut o creștere economică fără precedent în istoria post-revoluționară. Deci e cu atât mai mult un lucru extraordinar de bun faptul că domnia sa și dumneavoastră sunteți alături de noi, de PSD. De ce? Pentru că pur și simplu urmărim binele României. Eu așa o văd. Noi n-am promovat niciodată și n-am susținut vreun guvern care să facă ceva rău pentru români și pentru România. Dovadă că am stat în opoziție atunci când știți foarte bine că la un moment dat Traian Băsescu știm că guvernul Boc și guvernarea PD-listă era undeva la capăt de drum, a încercat o alianță cu PSD-ul. Lucru care pe N-a moment mers. a mers Cât câte a luni? mers? 3 luni? 3 luni, nu, vreo 6 luni, ca să fim foarte Nu exact. știu, Vreo șase luni. câteva luni de zile. A început să scârție, vă spun, din vara anului Nu, noi am 2010 avut, gândiți-vă că în perspectiva s-a rupt. alegerilor prezidențiale de acum 5 2009, ani, pardon. deci cu 2 luni înainte, noi ne-am dat de o parte la Da. guvernare, lucru care nu l-ar fi făcut oricine. Am avut... Cred că este nevoie de această formulă, formula USL-ului. Dacă vreți USL-ul reformat să meargă mai departe și datorită faptului că e nevoie de o continuitate, ia imaginați-vă dumneavoastră acum să se formeze alte guverne, cu alte conduceri, dispute, dacă nu se formează alt guvern, dispute între președinte și guvern sau primul ministru. Pentru că anul 2015 este un an foarte greu, este vârful datoriilor externe și datorii pe care nu le-a făcut nici PSD-ul, nu le-au făcut nici liberalii, datoriile făcute de către Partidul Democrat Liberal când a fost la guvernare, împrumuturile fără rost pe care le-a făcut guvernul Boc, bine, nu guvernul Boc, le-a făcut până la urmă, le-a făcut guvernul Băsescu, împrumuturile fără rost, aruncate undeva în cost, în consum, în investiții neproductive, în loc să investim în ceva productiv. N-am învățat nimic de la evrei, că suntem săraci și nu ne permitem să ne Da, cumpărăm bani pe decât, lucruri da, ieftine. pe lucruri ieftine. Trebuie să ne cumpărăm lucruri mai scumpe și mai trainice. În perioada guvernării Boc, dacă vreți ultima parte a guvernării Boc, s-au dus foarte mulți bani pe apa sâmpetei, pe care trebuie actualul guvern în 2015 să îi dea înapoi. Da. Aveam în minte o întrebare ceva mai înainte, când discutam despre faptul că domniile voastre vă aflați pe aceeași linie în susținerea candidaților. Dacă ați observat, atât Victor Ponta cât și Klaus Iohannis susțin că reprezintă schimbarea, a votat schimbarea. În bine sau în rău. Păi stați puțin, că eu... Deci ambii susțin că reprezintă schimbarea. Păi da, ideea e că Am încercat la începutul emisiunii să nuanțez puțin această chestiune, nu știu în ce măsură am reușit. Ce reprezintă schimbarea? Schimbarea față de cine sau față de ce, eventual? De ce amândoi susțin că reprezintă schimbarea? Klaus Iohannis se Păi... dorește schimbarea guvernării, poate că Victor Ponta dorește schimbarea Băsistă. Gândiți-vă că Băsescu este încă președinte, sau este președintele acestei țări. Gândiți-vă că sunt niște Bine, servicii cazul Victor speciale Ponta înțeleg asta, avem alegeri care sunt în prezidențiale. joc. Klaus Iohannis dorește probabil nu Ce schimbare? schimbarea lui Băsescu, că nu e cazul, schimbarea lui Victor Ponta, că asta o urmărește până la urmă. E cam Asta ciudat și cam visează. ciudată Cu mișcare de plan, schimbare de cine? planuri E așa. foarte greu de Cu realizat, Băsescu. dar nu putem să neglijăm faptul că întotdeauna a avut o admirație față de Putin Băsescu. Da? Băsescu visează în fiecare Se noapte vrea să ajungă premier. prim-ministru al României și liderul opoziției în această fază. Ferească-ne Dumnezeu. Oricum, situația este, repet, din punctul meu de vedere, chiar parcă domnul Schimbarea până Săpuș, la capăt. schimbare Până la capăt o spune Ponta. Păi mai avem, că mai sunt instituții. Hai, decât da, e dumneavoastră destul știți de bine ce confuză. instituții au fost create de Băsescu, de Monica Macovei. Ei sunt părinții. Ce fel de părinți nu știu, dar sunt părinții unor instituții care până la urmă trebuie
să se așeze și ele corect pe făgașul democratic. Am ajuns că avem servicii mai dure decât pe timpul Ceaușescu. De acord cu dumneavoastră, problema schimbării până la capăt e una care, sigur, comportă iarăși la rândul ei niște discuții, dar nu înțeleg de ce fel de schimbare, totuși în mintea mea nu pricepe. De ce fel de schimbare de persoane, poate. Vorbește schimbare de persoane, de Claus Iohannis, cred că care e înconjurat de o galerie de personaje care evocă cel mai timp de guvernul și guvernarea PSD. Păi din ce în ce mai mult mai mulți pederiști se strâng în jurul Ioanis, că mai e câte unul, doi de la, zic, de la mai sunt pe acolo, unii care au legitimație. Da. Mă refer la Petrache, mă refer la Ludovic Orban, da. Eu nu sunt schimbare, așa subtil ca și colocutorul meu, dar eu vă spun o chestie cum o văd eu. Eu văd că pe aceeași mărie cu altă pălărie. Eu așa o văd. Deci nu e vorba de niciun fel de schimbare. Da, în jurul lui Iohannis văd foștii... Ei, cu toate acestea... Nu mai văd liberali adevărați. Oameni care vor să-l susțină pe Iohannis... Național Liberal. Cei care vor să-l susțină pe Iohannis susțin că vor schimbarea. Păi nu, de fapt... Uite asta nu, deci e o chestiune pe care... Eu îi contrazic și eu văd numai continuitate. Vor schimbarea lui Băsescu cu Iohannis și a lui Porta cu Băsescu. Da, e cam cețoasă problema. Da, întotdeauna. N-ați văzut că ăsta e un slogan care a devenit... E slogan, a fost și rămâne la modă. Schimbare, schimbare, schimbare. Dar de fapt nu se schimbă nimic. Nu știi ce schimb, cu cine și pe ce. Și pe ce motive. Da. Domnul, ca și mentalitate nimic, ca să ne înțelegem. Domnul Sârbulescu, vorbeam, evocați înainte USL-ul și faptul că partidul pe care îl reprezentați ar tinde sau tinde să refacă sau să pună în practică programul inițial al USL, Uniunii Social Liberale. Chiar dacă Partidul Național Liberal, iată, s-a împărțit în câteva segmente în care ideea de liberalism a ajuns să fie disputată dinspre toate părțile. Bun, întrebarea mea era următoarea. Ar fi următoarea. Ce a adus? Sunteți un om care a trăit din interior fenomenul acesta sau evenimentele acestea. Ce credeți că a condus la spargerea USL? Ambițiile personale? Orgolii, eu am spus-o și o mai repet. Cred că Crin Antonescu, în anumite momente nu a fost sau nu este prieten cu capul lui. Că omul ăsta a avut o mare șansă, mi s-a oferit o mare șansă prin acest USL, putea să fie președintele României și cu siguranță nu mai vorbeam acum de dispută Ponta Claus Iohannis, nu știu dacă mai apărea unul în cad ca să bată o formulă gen USL și cu un Crin Antonescu. Cum cred că a visat urât în noaptea respectivă, s-ar putea să fie la mijloc și alte chestiuni, poate legate de soția lui, poate spun Nadina Vărean, care e vicepreședintea Parlamentului European, poate. Da? Și dacă vreți și consilierii, dacă a avut consilieri pe lângă el, consilierii lui au fost foarte proști. Tot timpul au alimentat ideea că îi trage clapa Ponta pe final de cursă. Da? Și că îi trage covorul de sub picioare. Atunci el a avut încredere în Claus Iohannis, l-a luat pe Claus Iohannis, luat de pe la Sibiu, așa, nu știu ce avea omul ăsta cu liberalismul, l-a pus prin vice președinte al partidului, cu gândul să-l lase președinte de partid când va ajunge el președintele României. Numai că acest Claus Iohannis i-a tras la propriu covorul de sub picioare lui Crin Antonescu și nu i-l-a tras Ponta. Cred că regretă și momentul acesta Crin Antonescu pentru ce a făcut, văzând că se reface... Păi n-a dispărut, că parcă ieri a dat un mesaj în care spunea că nu poate să susțină pe Claus Iohannis, care cântă numele Partidului Național Liberal Verde Răurat. Păi, da. Păi mai cam spuneam, târziu și-a dat seama. Păi și-a dat seama cam târziu. Știți cum este? Ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă feresc eu.
Chestia e că acest Klaus Iohannis, contracandidatul lui Victor Ponta la prezidențiale, a fost folosit de Crin Antonescu, mă rog, ca argument pentru spargerea USR. Pentru că, dacă ne amintim, era vorba de funcția de prim-viceprim-ministru, da, pe care urma să o primească, da, sigur Klaus că Iohannis. Da. Nu știu cum și în ce fel a ajuns Klaus Iohannis în structurile de conducere ale Partidului Național Liberal, că el a făcut un mare rău Partidul Național Liberal. Mâine, dacă pleacă toți liberalii din noua formulă a Partidului Național Liberal și vin la PLR, se pare că ei rămân cu denumirea, rămân cu sigla și cu verde răurat. E o mare greșeală, e o mare greșeală. Cred că se răscolesc în mormânt brătienea. De acord cu dumneavoastră, dar a fost ceva cu acest Iohannis, parcă i-a magnetizat pe toți. Din 2009 a fost scos de la Sibiu, de acolo, și purtat ca Sfintele Moște, pardon de expresie, prin toată țara. Da, și a fost cu Mircea Joană, cu Călin, cu Crin Antonescu. A fost o problemă, eu țin minte, în perioada 2001, când foarte mulți colegi de-ai mei, printre care și reposatul Horia Rusu, o alergau pe la Sibiu să aducă în Partidul Național Liberal. El a fost un inspector general, sau nu știu, era general ajung, mi se pare, în perioada respectivă, la județul Sibiu. Ce au văzut la omul ăsta? Nu știu, că nu se poate exprima. Nu putem noi de aici să analizăm exact ce și cum s-a mișcat Sibiu sub patronajul lui. Nu prea știm noi ce. Nu știm pe cam cum s-a mișcat Sibiu sub patronajul lui, dar vedeți dumneavoastră că mai apare, dacă noi ne uităm la manifestările astea pro-diaspora sau nemulțumiților din diaspora, ar trebui să mai uităm la televiziune să vedem ce a făcut el pe perioada adopțiilor cu copii, ce cu casele alea care nu se justifică. Adică lucru bine făcut, nu? Și una și alta, lucru bine făcute. Concluzie că noi PSD-ul am învățat din greșeli. Și noi l-am promovat la un moment dat. Chiar din toate greșelile ați învățat, domnul Colescu? Măcar în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, sigur am învățat, în ideea că la momentul ăsta nu e lângă noi și e de partea aia la altă baricade. Și se pare că și colegii noastre au învățat același lucru. Până la urmă, lui Ponta l-a prezentat ca viitor sau într-o combinație de prim-ministru, l-a prezentat tot Crin Antonescu. Da, la momentul respectiv, da. Eu vă recunosc la modul cel mai sincer că atunci când am auzit de Klaus Iohannis, domnule, e neamț, e ok, e în regulă. Și ce e cu prejudecata asta? Că dacă e neamț, e Dumnezeu pe pământ. Când spui neamț în Europa sau japonez în lume, e senzația de stabilitate. Au și ei, au și nemților, puneți ghilimele. Noi ne-am prins de chestia asta. Una este să te tragi, dintr-o familie regală, princiară, dintr-o anumită, să ai o înrudire cu monarhiile europene, și alta este să fii un sas de la Sibiu și să spui, domnule, el nu e Carol I, eu tot spun pe asta, Carol nu e nici măcar prințul Carol de care a venit. Descoperă originea familia de Hohenzoller, da, și s-ar putea să avem probleme. O să găsească foarte mulți adepți care să-l creadă. Astea sunt, mă rog, chestiuni așa de discutat oarecum la galerie. Dar problema este că, presupunând că, așa, conform mai tuturor anticipărilor, Victor Ponta va deveni președintele României, credeți că ceea ce dumneavoastră numiți reeditarea, adică noul USL, se va pune pe picioare sau se va compromite printr-o nouă experiență, ca un fel de ciorbă rentă? Eu nu cred că se va compromite, pentru că acum nu e un secret. De când eram cu Partidul Național Liberal, e pe tânără, din 90 mă cunosc cu Călin Popescu Tăriceanu. Călin Popescu Tăriceanu nu este un tip conflictual. Cred că poate avea o colaborare bună și am văzut prietenească cu Victor Ponta. Victor Ponta. Până la prima contradicție. Ei, contradicții trebuie să fie. Păi atunci ce facem? Vor fi contradicții, dar nu contradicțiile gen Băsescu Tăriceanu, gen Băsescu Ponta. Vor fi contradicții. Se va produce poate și o erodare în timp a USL-ului, dar la domnul fel de bine s-ar putea să nu se producă o erodare.
Cred că, apropo de schimbările astea și poporul ăsta al nostru, cu mai mult sau mai puțină ignoranță... Plecați la o premisă total greșită. Domnul Victor Ponta nu își va propune vreodată să devină un al doilea Băsescu, adică un președinte jucător. Nu, domnul, vorbim despre viitorul președinte al Partidului Social Democrat. Nu la asta mă gândeam. Nu, chiar nu se pune problema. Vedeam că în exercițiul guvernării și în raporturile dintre președinte și premier pot apărea tot felul de... Păi nu numai dintre președinte. A sesizat bine Cornel aici. Nu neapărat raportul dintre, să zicem, Ponta și viitorul prim-ministru, dacă merg, se pare că asta este formula, va merge de mână cu Tăriceanu, în combinația asta, da? Dar pot să apară conflicte în interiorul unei alianțe, pot să apară conflicte prin liderii partidelor care compun la momentul respectiv alianță. Nu spun că nu vor fi, dar nu ce s-a întâmplat în perioada când domnul președinte jucător realiza, iar puneți ghilimele, simbioza dintre Călin Popescu, Tăriceanu și președinte, sau între Victor Ponta și președinte. Tot timpul am trăit numai în scandaluri. Marea majoritate, discuții, dispute pot să fie, dar marea majoritate făcute pe posturile de televiziune, în general pe mass media. Cum mișca unul puțin într-o parte, apărea celălalt. Păi la ce facem cu țara asta? Da. Din cauza copacilor nu vedem pădurea, sau cum e, domn profesor, știți mai bine. Cam așa ceva. Da. Pentru mine încă este, și rămân în zona aceasta a discuției despre liberalismul românesc, este încă un mare semn de întrebare. Cum de acest partid istoric, Partidul Național Liberal, este urmărit așa, ca un fel de fatalitate, de blestemul dezunirii? Pentru că dacă stăm să analizăm situația actuală a liberalismului românesc, nu știu, poate greșesc eu acum, e o analiză sumară, o parte este în PNL-ul, aflată în coaliție cu PDL, o parte este în zona Călin Popescu-Tăriceanu, Partidul Liberal Reformator, o altă zonă a dispărut dispăruse deja, fusese înghițită de PDL, de PD, de Partidul Democrat. Da, acum sunt. Trei zone se află. Se mai află. Și de prin zona PMP-ului s-au dus unii, dar probabil... Vorbeam de plecările pasive. Există. Acum, guvernările liberale au fost cele mai bune de la înființarea Partidului Național Liberal. Ar fi putut menține unii partidul. Cele mai bune. Au fost mereu, știți că au fost dizidențe și dispute în interiorul partidului de când s-a creat partidul, de pe timpul lui Brătianu, Rosetti, țineți minte, și atunci erau grupuri dizidente, mai plecau, mai veneau, dar asta nu înseamnă că nu au guvernat în general bine România, liberalii. Dați timpul înapoi, măcar iar perioada interbelică și perioada lui Tăriceanu. O comparație, dacă îmi permiteți, PSD-ul, uite că a rămas consecvent ideilor... Căror idei? Acela de prosperitate pentru toți cei din jurul nostru, acela de a guverna o țară de maniera fără a-i lovi pe conaționalii noștri, prin asta înțelegând, a le tăia pensii și așa mai departe. De asemenea, e absolut valabilă și e, cum zic, verificabilă situația în care o anumită parte din PNL, și mă refer aici la cei care sunt în jurul domnului Călin Popescu-Tăriceanu, oameni care au făcut ceva pentru români și pentru România, oameni care au adus prosperitate românilor, care au adus o perioadă de creștere economică, lumea spune, domne, că s-a îndatorat țara. Păi spuneți-mi, dacă este vreo țară bine industrializată ca să nu aibă datorii. Eu vorbesc din sistemul care funcționează în cadrul, să zicem, țărilor capitaliste, în economia asta de piață. Păi ce, Japonia nu are datorii? Americanii n-au datorii, nemții n-au datorii, dar să dăm timpul înapoi, pe timpul lui Tăriceanu s-au dublat pensiile, s-au dublat salariile, păi astea le uităm așa ușor. Nu s-au tăiat nici salarii, nu s-au tăiat nici pensii. De asta spun că această echipă, și susțin că pentru refacerea USL-ului și unitatea României,
electoratul sau dacă vreți prietenii din jurul meu să voteze echipa Crin Popescu-Tăriceanu premier, Victor Ponta președinte. Mi se pare la momentul ăsta poate cea mai sigură și cea mai echilibrată formulă. Uitați-vă ce se întâmplă în partea cealaltă. Nu știți, nu se știe până în acest moment ce face Elena Udrea, ce face Monica Macovei, ce face Predoiu, Iohannis nu negociază cu nimeni. Păi nu se poate. Urmărim și noi și facem politic. Sau am făcut politică de atâta timp. Întotdeauna se negociază formulă de guvernare. Da? El nu negociază cu nimeni. Poate așteaptă chiar să... Poate așteaptă... Poate așteaptă victoria, nu? Pentru că asta e. Mai sunt câteva zile până la Marea Victorie. Așteaptă victoria în calitate de independent sau, sau liberal susținut de Partidul Democrat Liberal, nu? Păi, probabil. Da. Da. Mai sunt câteva zile, deci mai e o săptămână până la turul al doilea, domnilor. În ce fel considerați că s-ar putea ameliora procentajul obținut de Victor Ponta în județul Mehedinți la prezidențial? Ameliora în ce sens? Deci, adică dacă vor ieși mai mulți oameni la vot, dacă veți determina, veți face în așa fel încât să determinați ieșirea mai multor. În general, în turul 2 merge mai multă lume la vot. Credeți? Da,